spun că trei familii sărace cu mulți copii au primit ieri cadourile Gorjanul pe campania umanitară Dăruiește și Primești. Jurnaliștii publicației poposind miercuri la domiciliile respectivilor aflate pe raza comunei Bălești, însoțită de un asistent social al primăriei din localitate, echipa Gorjanul a reușit astfel să ofere și de această dată plase cu jucării și cozonaci celor mai numeroase familii din localitate. Uite o păpușă pentru tine. Să vă ce mai am aici. Tot pentru așa cam... Uite, și pentru tine. Și cine mai e? Uite, pentru tine și pentru frățiorul tău, da? Mulțumesc! De Paște, da? Ca să ai și română! Și jucării, da? Pentru tine. Vă pe la Gorjanu, da? Vă împărțiți voi din... Împărțiți voi din jucării, da? Pe tine. Acum vine împărțiți voi, acasă. Care ce? Da? Și... 80, da? Da. Membrii familiei Giugele, a familie cu 14 copii, au fost extrem de fericiți când au văzut că semenii lor se gândesc și la ei, la fel de bucuroși fiind și cei 8 copii ai unei alte familii sărace din comună. Câți copii aveți? 14. Și cum vă descurcați așa de sărbători, cum e acum, cum este Paștele? Trebuie să le faceți cadouri, să le puneți ceva pe masă, vă descurcați? Pe masă cu ce avem, iar cadouri mai puține, că nu prea sunt venituri. De unde venituri? Astăzi Gorjanul a demarat o campanie în urmă cu câteva zile, iar astăzi cititorii noștri și publicația s-a gândit și la dumneavoastră și la copiii dumneavoastră, motiv pentru care v-a adus niște jucării și niște cozonaci pentru Paște. Mulțumim mult pentru cei care s-au gândit la noi și avem tot respectul pentru dânsii, pentru cei care se gândesc la semenii lor și ce să zicem decât că Dumnezeu se binecuvinteze. Campania Gorjanul continuă, mai ales că și Carrefour s-a alăturat acțiunii umanitare. Joi și vineri, plasele cu cadouri vor ajunge la copiii săraci din Roșia de Amaradia și Peștișani.